La Biblioteca Academiei Române s-a desfășurat astăzi simpozionul Ion Cebrătianu, 200 de ani de la naștere. Cunoscutul om politic și fost prim-ministru al României timp de 12 ani, Ion Cebrătianu și-a legat numele de cele mai importante momente din istoria statului român modern. Evenimentul a adus în omagiu unuia dintre cei mai importanți oameni de stat români, membru de onoare al Academiei Române, punând în evidență vocația și patriotismul lui Ion Cebrătianu. Moderatorul simpozionului a fost Nicolae Noica, directorul general al Bibliotecii Academiei. În cadrul întâlnirii, președintele Academiei Române a vorbit despre importanța întregii familii a brătienilor. Dacă s-ar face un dicționar al marilor români și al marilor familii de români care au făcut unirea cea mare, care au făcut țara modernă, acest dicționar ar putea foarte bine să înceapă chiar cu numele de Brătianu. Înainte de a trece din această viață, Ion Cebrătianu, care se năștea acum două secole, onorat între timp cu titlul de membru al Academiei Române, chiar înainte deci de a trece la cele veșnice, a rostit următoarele cuvinte, citez: mă voi răsuci în mormânt dacă voi, fiii mei, nu îndrăgiți țara. Am încheiat citatul. E vorba de asumarea conștientă de roluri și de împlinirea idealurilor naționale și nu de mărunte scopuri personale. Iar fiul, unul dintre fii, Ionel, avea să-i continue munca și să devină într-adevăr unul dintre cei mai mari oameni politici și oameni de stat pe care i-a avut vreodată România, dacă nu cel mai mare. A citit mult și ar fi vrut să fie și savant la un moment dat. L-a răzbunat fiul, Gheorghe Brătianu, rezultat din căsătoria cu Maria Moruzi, care era văduva fiului domnitorului Unirii, fiu care avea să devină unul dintre cei mai mari medieviști români din toate timpurile, evident și în legătură cu acest ilustru fiu, membru titular al Academiei Române, mort ca martir la Sighet, s-ar putea spune multe și numai de bine. Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a vorbit despre realizările lui Ion Cebrătianu în mandatul de 12 ani ca prim-ministru. În timpul marelui Ion Brătianu s-a înființat Banca Națională a României și practic s-au pus bazele acestei instituții fundamentale a României. Un lucru mai puțin cunoscut, în guvernarea Brătianu, Biserica Ortodoxă și-a dobândit autocefalia, adică asta era, de fapt, și din punct de vedere spiritual, o recunoaștere a existenței statale, a statalității. Autocefalia Bisericii Ortodoxe, care a avut un rol extrem de important în perspectivă. Brătianu a urmărit constant dezvoltarea, modernizarea. S-au construit 3.000 de kilometri de căi ferate și de drumuri în timpul guvernării Brătianu. Tot în timpul guvernării Brătianu au fost răscumpărate căile ferate, au revenit în proprietatea statului căile ferate române. Numărul de realizări absolut remarcabile al lui Ion Cebrătianu, făcute cu un efort remarcabil, cu sacrificii enorme, au avut o influență determinantă pentru evoluția României. Directorul general al Bibliotecii Academiei Române a prezentat o mică parte din corespondența dintre Brătianu și fiul său, Ionel. Biblioteca Academiei Române păstrează cu grijă și respect în cabinetul de manuscrise un tezaur documentar, 8.500 de scrisori pe care membrii familiei le-au transmis de-a lungul anilor. Ele sunt o mărturie de ce înseamnă la sfârșitul secolului XIX o adevărată familie românească preocupată de educație și formarea membrilor săi. În anul 1883, Ionel a plecat însoțit de Brătianu la un tratament și mergea spre Paris. După 3 săptămâni, Brătianu, trebuind să se întoarcă, îi scrie soției sale și îi spune: nu-ți poți închipui cât a fost de cuminte și de gentil. A câștigat pe toți cei care l-au cunoscut. Și adaugă: dacă o învăța și carte multă, atunci nu mai lasă nimic de dorit, căci destricat, cred că nu mai este expus, fiindcă are o bună și dreaptă judecată.
Tot astăzi a fost vernisată expoziția organizată cu prilejul marcării a 200 de ani de la nașterea marelui om politic, ce reunește documente de arhivă, corespondență cu oameni politici ai vremii sau cu familia, fotografii, diplome, medalii, antologii de discursuri și volume monografice. Aceasta este însoțită de un catalog de peste 120 de pagini. Coordonator editorial și curator al expoziției este Gabriela Dumitrescu, șeful Serviciului Manuscrise și Carte Rară al Bibliotecii Academiei Române.